Bună ziua, dragi oameni buni! Vă mulțumim că ne primiți în casele dumneavoastră. Dragii mei, este o, o emisiune eveniment. O emisiune eveniment, probabil extrem de așteptată de foarte mulți dintre dumneavoastră, pentru că invitatul meu de onoare nu este. Alcineva decât distinsul Valentin Marica. Prezența domniei sale în acest mic studio înnobilează însăși întreaga ediție a acestei emisiuni. Drept pentru care îmi permit cu prețioasă reverență și cu mare onoare să îl salut și îi spun mulțumesc mult de tot pentru prezența ta aici în emisiune, pentru că este o bucurie atât de imensă, sinceră și trebuincioasă, mai ales pentru tematica destul de, eu nu-i spun dură, dar gravă. De ce? Pentru că, dragă Valentin, eu am trecut prin atât de multe faze, de la neplăcere, la nervi, la mirare, la dezamăgire și acum am ajuns în ultima fază, cred că este cea mai periculoasă de indiferență față de vremurile, vorba lui Pruteanu, pe care le trăim. Vremea se schimbă, dar vremurile sunt mizerabile, zicea Pruteanu. De ce? Pentru că eu am încercat o anumită perioadă să mă adaptez vremurilor acestora și nu am reușit. Am trecut prin multe, multe stări. Am ajuns, cum ți-am spus, în ultima uh, stare, dar încă încercă acel licăr de speranță Poate, poate o să îl întrezăresc cândva, și poate că Dumnezeu cel Sfânt își va întoarce fața înspre noi și ne va lumina, ne va trezi, ne va deschide ochii și va deschide acea cortină care arată totul gri și urât. Pentru că. E atât de mare tristețea în ceea ce mă privește personal, și de asta te-am rugat din suflet să vii să mă însoțești, tocmai pentru a fi sprijinul meu. Pentru că nici nu mai știu cu cine, ce, când să vorbesc atunci când văd foarte, foarte multă lume care crede că se află în vârful, cum să spun eu, în vârful potenței extraordinare de luminoase a culturii și nu sunt. Că sunt foarte mulți, eu le spun pseudo intelectuali sau cineva odată a spus, nu le mai spune așa, spune-le mai scurt, telectuvali. Cam astea <laughs> sunt <laughs> ei și uh, trebuie să o spun și recunosc asta și poate tocmai de aici e izvorul speranței mele, că sunt oameni de o asemenea probitate uh, intelectuală, oameni înțelepți, inteligenți, sunt tineri care câștigă tot ce este de câștigat în Occident la cele mai valoroase concursuri pe toate domeniile, deci avem oameni de mare valoare. Pentru că tinerii ăștia care se duc și câștigă premiile sunt pregătiți de oameni, într-adevăr, de mare probitate profesională. Dar, din păcate, nu se văd. Și tot ceea ce a inundat piața media, de toate tipurile, de toate felurile, nu este altceva decât această. Explozie, această inundație de incultură și, și de micism. Și am zis, Dumnezeule, Doamne, oare cu ce am păcătuit noi? Noi, cei care trăim astăzi și privim cu tristețe și mai vedem și statisticile Institutului pentru Calitatea Vieții, care ne spune că sunt 48,9% de analfabeti funcționali. Iar înțelepții, Spun, viitorul uh, analfabeților nu îl va constitui cei ce nu știu să citească, ci cei ce nu vor înțelege. Eu m-am îngrozit la chestia asta, Dumnezeule, adică să ne ia Dumnezeu mințile să nu înțelegem, cred că asta ar fi cea mai mare și cea mai gravă pedeapsă pentru noi te rog să mă, să mă scoți din... din, din... Din moto. din moto ăsta și din starea asta pentru că îmi doresc teribil îmi doresc teribil ca lumea să se întoarcă la cele bune în care chiar dacă și moaie inestetic degetul în gură pentru a întoarce pagina dar îi simte gustul litera și măcar stă acolo și termină cu, cu cu androidul, termină cu, cu, toate lucrurile astea care au luat o, o, dezvoltare extraordinară, vorba lui Einstein. E frică de, de ziua în care ă, tehnica va evolua atât de tare încât la fel de mult va involua intelectul uman. Și dar îmi e teamă să nu fie ajuns aici. Și cel mai trist este că ne complacem. Oare de ce? Da și nu. <laughs> Bună ziua cu drag sărbătoriților la mulți ani da. și vreau să încep de aici, de la ideea aceasta de sărbătoare ziua de astăzi ca sărbătoare pentru că am fost la biserică astăzi. Ce frumos! Și Părintele a vorbit despre cultură și duhovnicie pornind de la textul din Cartea Sfântă, adecvat zilei de astăzi, din Sfântul Apostol Pavel, care spunea Aveți grijă de mai mari voștri, reîntorgeți-vă la mai mari voștri și urmați-le credința. Mai marii noștri, în subiectul nostru, sunt cei mari care au făcut Cultură, spiritualitate, civilizație, în lume și în tărâmul nostru de viață, de gândire, de speranță. Am găsit o definiție a culturii chiar așa, iubire și speranță. Când vorbim despre cultură, să nu renunțăm niciodată la ideea aceasta de iubire și speranță. Cine dădea definiția aceasta ne propunea și o încăpățânare. Să nu depunem armele. Să credem în continuare în izbânda culturii, de fapt, în izbânda luminii. Despre izbânda luminii a vorbit Coșbuc și o să revenim împreună la ideea aceasta de lumină, dar ideea de biserică. Dacă cultura este o imensă catedrală a lumii, candelabrul care atârnă din cupolă și luminează altarul este cultura. E un fundament al lumii, un prag foarte puternic, care poate mereu să scoată omul chiar din neputință să-i dea, măcar pe aripa visului, o altă dimensiune. Această putere a culturii, a artei, puterea cuvântului, a muzicii, fără muzică nu, lumea toată ar fi o mare greșeală, a spus-o Nietzsche. Așadar, ideea aceasta de, de cultură, care este un anvon, și este o acoladă imensă, aș spune un fel de cheia sol a unor portative ale vieții, ale lumii, ale demersului existențial, al uh, încercării noastre de a fi, de a merge mai departe, de a ne reculege, de a medita. Uh, de a trage concluzii, nu? Și până la urmă de a trăi totuși ideea de mai bine, tocmai prin ideea aceasta de, de cultură, de întâlnirea cu noi înșine. Prin cultură ne întâlnim cu noi înșine, ne vedem altfel, deși această întâlnire cu noi înșine parcă o percepem ca o raritate, ar trebui să fie conduită în comportamentul nostru cultural. Dacă lectura intră în comportamentul nostru cultural, chiar evenimentul cultural, pentru că participăm la evenimentul cultural, reflexia nu ar trebui să fie mereu în comportamentul nostru cultural, această întâlnire cu noi înșine era Odată ca niciodată, academicianul Mihai Cimpoi, îl avem în fonoteca de aur a radioului, era pe un peron de gară. Aștepta pe cineva, nu? Trebuiau să vină scriitori din din România. Și cineva a trecut pe lângă academicianul, "Cunoștință, ce faceți domnule? Pe cine așteptați?" Și ce răspunde academicianul? "Pe noi înșine." pentru că ne întâlnim atât de rar cu noi înșine și că ne așteptăm noi pe noi din ce în ce mai rar ne așteptăm pe noi înșine. Ori întâlnirea aceasta cu noi ar trebui să fie de fiecare clip ar fi idealul, mereu să fim noi. Cu acel interior, cu acel lăuntric trecut prin catarsis, prin emoție, prin emoție artistică, nu? prin poetic, prin acord muzical, prin toate uh, nuanțele acestea care înseamnă cultură, uh, artă. Ion Alexandru numea starea aceasta de lăuntric, cămașa de aloie. Să o purtăm mereu, să ne îmbrăcăm mereu în cămașa de aloie. Aparatura lăuntrică care ne dă forță, ne face ne face puternici. Ne face puternici. Luăm din cultură mesajul, nu? îl întâlnim cu propria ființă și devenim altfel. Pentru că nu putem să vorbim totuși de mesaj cultural dacă nu se așterne în propria noastră ființă. Să fim pe dinăuntru cuvântători. Și aici este o, pericopă aproape, că vorbeam de biserică, este o povestioară cu nebunul lui Nicio, care umblă cu felinarul ziua în mare, pentru că s-a făcut întuneric dintr-o dată. Nebunul lui Nice l-a omorât pe Dumnezeu. Și atunci trebuia să umble cu felinarul ziua în mare, pentru că întunericul era imens. Apoi merge în piața publică și strigă, caut om, caut om, caut om. Era mulțime de oameni, supărați, revoltați, cum cauți om? Noi suntem aici. Nu, caut om. Nu cu ochi, urechi, nas, gură, ci om cuvântător pe dinăuntru. Sigur că este un prag superior acesta, nu? E lumea pe pragul superior, este înălțarea sfinții părinți vorbesc de suire e părintele poet Daniel Tudor o forță poetică scrie poemul cântecul păsării unice larga și marea lume e fascinată de cântecul acesta al păsării unice și se întreabă eul poetic dacă lumea îl preia și lumea îl preia și mai mult decât atât, îl reverberează. Și îl urcă undeva sus, în înălțimi. Îl urcă în înălțimi. Pentru că de acolo trebuie să vină un adevăr. Prin lumina divină, prin rugăciune, până la urmă cântecul păsării unice este înălțarea în rugăciune, izbăvirea uh, omului prin interiorul lui, prin forța uh, interioară. Deci această cuvântare lăuntrică care ne poate face altfel, ne poate da o anume ă, putere. Să ne amintim, ă, Rudi Moca, pentru că ești actorul aplaudat pe scenele Târgu Mureșene, ești și regizorul, este, ești într-un totul, într-un totul om al teatrului. Era premiera de mult, de mult. Cu speranța nu moare în zori, al Romulus Guga. Ce dramaturg, ce forță dramatică, nu mai e jucat Romulus Guga, păcat. La Târgu Mureș e, a fost e, pusă în scenă și Noaptea Cabotinilor, Evul Mediu Întâmplător, după succesul de la Teatru Mic, l-a pus Hagi Culea aici, cum trudeau regizorul, scenograful, actorii la spectacolul acesta. Erau în repetiții zi și noapte. Zi și noapte. Nu-și puneau problema că trebuie să iasă din, din repetiții. Aveau o sfințenie. Și ce forță a avut spectacolul acela, tocmai prin truda aceasta a, a actorului și a făuritorului de spectacol, de teatru, de eveniment cultural. Și era, nu, seara premierei, succes mare, nu? Cu speranța numără în zori. Și în caietul program Guga scria Dumneata, spectatorule, omule care stai acum în scaun, ești chemat aici să pășești pe cerul cu stele ca să descoperi măreția lumii și prin ea măreția ta. Pentru că altfel spectacolul de teatru nu și are rostul. Nu? Acel public care vibra nu? Uh, unanim erau era murmur de, de, gânduri, nu? Toți gândeau la fel pentru că era un rotund, aplaudau toți odată, trăiau toți odată. E acum o carte pe care o citesc, sunt unghiuri diferite din, din scrieri filozofice, dar ideea aceasta e foarte interesantă că acum simte autorul despre care vorbesc, omul stă unul lângă altul, nu unul cu altul, nu el cu celălalt. Ei, se întâmpla spectacol acolo, nu? Erau oameni unii cu ceilalți, trăiau. Și ieșirea de la spectacol avea catarsis, avea reverberație, nu? Purtai ecoul, purtai ecoul. Tot ce, tot ce ai spus acum, Mesaj, idee, încărcătura aceasta de învățământ și lumină face parte sau ar trebui să facă parte din preocupările noastre. Pentru că și în Sfânta Scriptură se indică: cercetează-te pe tine însuți, curăță-ți propria biserică, sfințește-o, fă-o curată și folositoare. Dar oare câți dintre noi au curajul de a se privi înăuntrul lor, de a face curățenie, de a se autosfinți și apoi, după aceea, credință. Și credința fără faptă nu înseamnă nimic. Toate trebuie legate exact ca exemplu în care ai spus un om lângă celălalt om și împreună să fie una. Într-o credință, într-o lumină, într-o faptă bună într-o a se cerceta și a avea curajul de a trece dincolo de toate încercările care ne înconjoară. Dar lumina aceea trebuie să se nască în noi și din noi să crească și să lumineze. Probabil din această cauză, luminarea este mai, mai importantă de multe ori decât soarele, pentru că ea face lumină și în întuneric. Da, cam asta ar trebui da, să fim noi. Sigur că da și amintei, că iar ne întoarcem la, la cartea din tâi, cartea sfântă. Deschid o mică paranteză în plin comunism, Zoi Dumitrescu Bușului, da. La studenți, la primul indiciu bibliografic trecea Biblia și a avut de suferit enorm pentru că publica la Filologia din București bibliografia pentru studenți 1. Biblia. Da, 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 Revin. Doamne, doamne, cercetează via aceasta și desăvârșește-o pe ea. Ideea aceasta de desăvârșire. Tot la catarsis ne întoarcem, la sublim. Deci intrăm în via lucrătoare, și trebuie să o desăvârșim. Eminescu are ideea aceasta în publicistică. A fost Ziua Culturii Naționale da. și Ziua Eminescu. Felicitări pentru momentele frumoase în care tu și radioul ați adus tineri, i-am privit și am zis da. ce frumos aveau. Cum i-am privit, vârsta lui Eminescu, când a trecut prin Târgumure spre exact, Blaj. Exact, da, 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 da. Când a stat în Biserica de lemn, nu că există documentul da, cu da, însemnarea, da, cu însemnat poetul, da, noaptea aceea. Și am zis, tineri aceștia care au vârsta lui Eminescu, când trecea spre Blaj. În 1866, nu la 16. Ei erau actori. Foarte frumos, pentru că, apropo de Eminescu, nu suntem sau trebuie să fim mereu la o fântână a blanduziei. Ce e fântâna a blanduziei? Publicația pe care a înființat-o Eminescu în ultima parte a, a perioadei sale de, de viață și din, din activitatea de publicist. Simbolul acesta al reîntineririi, al întineririi. Mereu trebuie să fie valul care împrospătează și atunci alimentează uh, speranța. Eminescu spunea că viața oricum se consumă. Dar faptul că înaintează trebuie să se și întărească. Întărirea vieții înseamnă desăvârșirea, niște puncte nu? de desăvârșire, niște praguri de desăvârșire. Dar pentru asta trebuie să cunoaștem. Coborâm în adânc, să cunoaștem mult. Uneori vorbim e, la suprafață e, despre Eminescu. S-a vorbit frumos de ziua națională și ziua Eminescu, dar iarăși am repetat epigonii, floarea albastră, de aș avea. Dar de ce nu spunem că există un poem în zadar, în colbul școlii, cu niște versuri atât de înălțătoare și mobilizatoare și educative, nu? În zădare da. în colpul școlii. Spune așa îndemnul la trudă și trudește, chinuiește și ai să auzi cum iarba crește. De unde vine, nu? Desăvârșirea. Când auzi că iarba crește, minunea, sublimul, prin trudă, prin chin, nu? Perpesicius. Da. O viață a trudit la manuscrise și a pierdut vederea trudind pe manuscrisele. Coșbuc când a tradus Divina Comedie și l-a făcut pe Steiner să-l numească Marele Învățat, Marele Năsăud, Năsăudean și e, sufletul adânc îi spunea Iorga, dar îl numeau Marele Învățat. Ce caiete are Coșbuc legate de traducerea făcută la Divina Comedie, ce trudă, ce eforturi înspre desăvârșire. Da, vezi, ai spus cuvântul care lipsește. Da? Trudă, trudă. Nimeni nu mai trudește. Asta e. Nimeni e, nu e mai specialitate. Să... Da. da. Și uh, uh, nu e bine deloc, nu e bine deloc. Efortul minim e acum la la modă. Da. Efortul minim. Sunt afișe sunt uh, uh, momente, nu le-aș numi evenimentele culturale, sunt foarte rare. Da, da. Sunt momente da, e uh, uh, culturale, dar vine presa, nu? Colegii mei pe care îi, îi salut și îi respect și vorbesc la orice despre regal cultural. Uh, nu putem vorbi. Să, cuvintele trebuie să fie... Ca să ajungi la regal cultural, Dumnezeule, cu trebuie trudă multă. Cu răspundere trebuie folosite cuvintele. Uh, Steinhardt spunea că trebuie să avem un fel de teamă. Era înainte de moarte cu câteva zile, își punea problema dacă ar veni cineva să vorbească despre Eminescu, ce ar face, cum ar vorbi. Și zicea, cât de fericit sunt că am putut totuși vorbi despre poet. Dar acum oarecum aș vorbi? Și îți răspunde el cu teamă, cu dragoste, cu credință și cu mult respect. Deci cu teamă, cu răspundere față de ceea ce spui. Scuză mă că e, e, o să relatez într-o secundă o situație. Lansare de carte, mi-am dat seama că cel care prezenta cartea, n-a citit cartea. <laughs> Dumnezeule! S-a întâmplat și da. cu Mihai Sin, regretatul Mihai da, Sin, da. cu Gvovadis. S-a scris foarte mult despre el, l-au demolat criticii și, făcând o analiză la comentariile critice, am ajuns la concluzia că nu au citit. Nu au citit. Bine, și atunci, cum au îndrăznit că vorbeai de responsabilitate. Da? Da? Cum au îndrăznit? Pentru că au vrut să, să lovească. Să lovească. Ah, au vrut să lovească. E această răutate, ori cultura ne, ne cheamă înspre bunătate, înspre calm, înspre înțelegere, nu? înseamnă și că înspre... acum mi-ai deslușit înspre... acum mi-ai deslușit da. de ce da. nu mai avem calitate da. în cultură, da. de ce nu mai avem acea cultură pe care ne-o dorim, pentru că nu este trudă, nu. pentru că este mult mai ușor să dai cu biciu, să arunci cu cuvinte grele, să lovești. O să continu pe ideea aceasta de, de trudă în, în cultură. E foarte important cuvântul, e un cuvânt titlu. Era, deschid o mică paranteză, era o vreme când eu scădeam nota la elevi dacă scriau continui, pentru că corect e continuu. Da. Ei, Dexul de acum, dicționarul, care este da. obiect academic, de deci este Academia da. Română, nu? Acceptă acum toate formele duble pentru că această greșeală repetată a devenit normă literară. Prin să greșeală că, uh, a devenit eu normă literară. Să, uh, să știi atunci... că eu am curajul da. să, să mă împotrivesc acestui tip de a acorda uh, uh, valabilitate da, da, unei duble da. forme, dar, dar, dar nu e corect. Nu de, e corect pentru că, nu e înseamnă, corect. că înseamnă că nu, nu dăm valoare uh, limbii literare române urmărește-i pe, condu... pe conducătorii noștri, spun să aibă, da. dispare alternanța de gen la crainici de la televiziunile noastre 12, nu mai spun 12 ore, 12, 12 ore, da. 12 da. eleve, alternanța da, da. de gen. Lovești în sistemul limbii române, sistemul limbii române e puterea, limbii române nu poți da. vorbi în sistemul limbii. Să renunți la alternanța de gen nu, nu se poate. Dar și de paranteză. ce? Numai pentru a fi uh, uh, în concordanță cu marea majoritate care, care nu vorbește corect? Da. da. Mi se pare o mare greșeală. Un, uh, un ziarist anunța într-o știre Teatru X joc în premieră absolută o noapte furtunoasă. s, -a s -a jucat s în premieră absolută. Atunci, <laughs> da, dar în premiera absolută, sigur că e un nou spectacol, o nouă reprezentație, da. dar premiera absolută, să zici că acum A e premiera absolută. Cândva. Sau, sau uh, un alt ziarist, anunțând uh, un jurnal cultural, zice uh, livretul operei, da, A, așa, livretul, dar nu i livră, da, Că livretul. Libretul. Da, zicea livretul. Sau un, un prieten de-al meu vine nu, și anunță o știre. Era un concert dirijat de Ilarion Ionescu Galați. Și el zice, va concerta la Palatul Culturii din Târgu Mureș Ilarion Ionescu din Galați. nu știu, E nevinovăție, ai vorbit de incultură, trebuie totuși să, să citim, să ne documentăm, documentarea este extra, să conspectăm, să avem pe birou îndreptarul ortografic, ortoepic și așa mai departe. Dar mai știe cineva ce înseamnă îndreptarul ortoepic? Da. Mai știe cineva ce înseamnă? Nu cred. Nu. Mai știe cineva ce înseamnă ortografic? Nu cred. Revin la... Mai ia cineva mână e. îndreptarul? Nu știu dacă mai ia cineva și asta mă face uh, uh, să cred încă, să mai cred și sper să, să uh, fie cât mai, 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 mai rară această stare a mea în care să cred tot mai mult că cei care ar trebui să îi învețe pe tinerii noștri, <coughs> ei trebuie să învețe. Da? Pentru că ei sunt cei lipsiți da? de, de fundamentul da? ăsta. Da? Ei sunt cei lipsiți și atunci da? degeaba pretind eu. Trebuie să fiu foarte atenți cu limba. Eu uh, limba română vorbea uh, Octavian Goga despre limba română ca despre fluidul sacru. În mustul care fierbe e volumul de publicistică. Și zicea Goga, nu putem să aruncăm fluidul sacru în bălării. Era teama, deja simțea, nu? Da, Că sunt da. atâtea neglijențe de limbă și uh, teama marelui poet să nu ajungă fluidul sacru în bălării. Eminescu numea limba o avuție imensă, avere spunea, avere. averea Așa. noastră da. la care s-a muncit enorm, atât s-au zidit-o. În momentul în care noi respectăm, noi îmbogățim, noi iubim, împărăteasa aceasta devine cerșetoare. Sugestiv, nu? Spunea Eminescu. Ori, totuși, limba, Limba e, e identitate, exact, este istorie. Asta am să spun, oare nu cumva, oare nu cumva, noi ne-am atins nepermis la, la, la identitatea noastră prin limbă? Pentru că am îmbogățit-o și pun ghilimele, dar cu mare, mare regret, pun ghilimele, cu englezisme. E da. foarte bine da. că tu vorbești limba engleză, Sigur că, că, da. că te descurci, că ești, că ai o bogăție a fondului de vocabular, da. încât să te poți exprima, să transmiți emoții, să transmiți mesaje, să spui ce dorești să comunici în definitiv. Dar nu în detrimentul limbii materne, adică al mamei tale, da, da. care te-a născut. Nu poți să nu, să, să spui că, da, îi spui bunicii, eu uh, mi-am schimbat lucrul și am fost la hair stylist Adică, da, uh, uh, da. Nu, asta nu, uh, nu din cauza școlii. Pentru că școala cu specializarea de, de limbă engleză care se predă în școală nu are atât de mare succes cât a avut obiceiul de a copia cât da. mai extraordinar de, de, de fantastic Occidentul. Pentru că așa este în trend. Da. Ce păcat! Limba română care se vorbește în, în, în foarte multe țări ale lumii. Da? Limba română, da? care e considerată da? o limbă atât de superbă, atât de muzicală, atât de fascinantă și atât de bogată. Și de ce trebuie Dar tocmai să.? Tocmai bogăția să aceasta așa asta? nu o ilustrăm. Sunt atâtea cuvinte, în fondul principal de cuvinte, pe care nu le folosim și prin care am putea să exprimăm enorm de multe sentimentele noastre, trăirile noastre. Nu? serafic sau monumental sau apar foarte rar și apar sinonime din acestea jalnice, care da, țin da, de, da, da, de prozaic, de la îndemână, repede ne vine un cuvânt și îl spunem. Apropo de jertă, vreau să mai spun și de trudă. Vreau să mai spun ceva. Rădulescu motru într-o scriere, își amintește de o povestire a lui Andrei Bârseanu. Andrei Bârseanu, marele astrist, și în povestirea asta, a lui Bârseanu e vorba de prâslea care merge să aducă merele de aur. Dar ca să treacă peste piedici, trebuie să-i dea zgripsuroi cei bucăți de carne ca să poată să-și atingă scopul să ajungă la gura peșterii, să intre în marea lumină, să ia merele de aur. Și la un moment dat, îi se termină bucățile de, pe drumul acesta, bucățile de carne. Fiindcă era în gura peșterii, ca să nu intre din nou în întuneric, pentru că începea să îi se arate lumina, merele de aur, își rupe din coapsă, îi dă aici și are lumina, are merele de aur, se salvează, trece peste marea piedică. Și Brăseanu are un epilog al acestei povestiri. Așa este omul de mare spiritualitate, omul cu o cultură încărcat de cultură, de bogăția limbii, de istorie, numai că nu și ia din coapsă. Bucata aceea de carne o ia din pieptul său ca să exprime calea adevărului. Titu Maiorescu spunea că în fiecare om sunt doi oameni. Da. Unul al ideii și unul al simțirii. Și care e mai puternic? Cel care spune adevărul. Și care spune adevărul? Și, ce, și, cel care este și al simțirii și al ideii. Deci idee și simțire, minte și împreună da. ca să fii puternic. Da? Cel de partea adevărului, nu? e și al ideii și al simțirii. Cam așa ar trebui, când recapitulăm, când mergem în capitolele mari ale culturii, cam așa ar trebui să, să privim în această îngemânare de minte și uh, suflet. Și iar mă întorc la, la Biserică pentru că este o zi de sărbătoare religioasă. Uh, Minte și suflet, minte și inimă legate prin semnul cruci. Semnul cruci leagă mintea da, de inimă da, da. prin umăr care e truda. Trebuie să vedem în cultura înaltă, în cultura de forță, în cultura care vine de acolo, dinspre rădăcini adânci și merge, își urmează în continuare calea, trebuie să vedem și Ordinea Divină și semnul crucii, trebuie să-l vedem și pe Dumnezeu. Vieru spunea, scriu ca să-l văd pe Dumnezeu mai aproape. Apropierea aceasta de iarăși de înalt, de, de suire, de sublim, de. Eu probabil că sunt puțin idealist, dar eu încă mai cred în lucrurile acestea, chiar dacă oamenii aceștia se împuținează, care au idealul acesta, care au crezul acesta, sunt călători prin vremuri visători, nu? Sau Ion Alexandru îi numea fiii luminii, ctitorii de spiritualitate, fi luminii, visătorii, visătorii la, la, blaga, nu? Visul care încheagă sufletul. Cred că nu ne vom opri, că se va merge pe de o parte, cu acest minim efort, cu un nivel de superficialitate, cu analfabeții aceea funcționali, care nu sunt numai ei vinovați, ci și sistemul de educație, de învățătură, programele școlare, dar nu intrăm că e prea complicat domeniul acesta. Sunt cele două. Sunt cele două globuri imense. Ce bine ar fi ca cel unde e ființa Duhului să fie da. din ce în ce mai mare și cel unde e ființa Lutului să fie din ce în ce mai, mai mic. Mai mic înspre rostire, înspre rostirea adevărată, rostirea românească. Filozofii noștri, nu noi, că au vorbit de rostirea românească despre Mircea Vulcănescu în dimensiunea românească a existenței punându-și problema Marele scriitor, marele muzician, marele artist plastic trebuie să simtă dacă un lucru se petrește românește. Și pentru aceasta îi trebuie pricepere, îi trebuie scânteie și voință. Scânteia trebuie să fie. Scânteia. Apoi priceperea și voința ca să amplifice totul, nu să treacă în, în, în fapt de cultură antologic. Dacă mai accepți o mică poveste, legată tot de cultura ca iubire, speranță, cunoaștere și spunea Brâncuși, luciditate, inteligență și neamânare. Brâncuș care spunea nu căutați în opera mea ceva foarte complicat. Căutați bucuriile simple. Cei aproape de Dumnezeu le-au găsit. E, e din nou lumina să vedem într-o operă literară, într-un fapt de cultură, într-un eveniment cultural, într-o premieră, într-un concert, bucuria simplă. Și spunea Brâncuș, deci să nu amânăm Eminescu spunea că atunci când ne culcăm la cap, la căpătâi, să ne punem o foaie și un creon. Pentru că dacă în somn avem o idee pe care ne-o trimite Dumnezeu, să o notăm imediat ca să nu o pierdem. Și povestioara. Moare Goga. Veturia Goga, Vrea să-i ridice mausoleu. Unde? În locul fixat de Goga, pentru că spune e, consemnarea, nu istoria literară. Se plimbau într-o zi Goga cu Veturia pe la castelul de la Ciucea și Goga a zis aici. Aici voi fi eu în eternitate. Aici va fi mormântul. A murit poetul și Veturia, Goga se gândește că cel mai potrivit ca să-i facă mormântul acolo, în locul acela, da. în Axis, ar fi brâncuși. Îl caută pe brâncuși, îi spune dorința, brâncuși se bucură și îi propune schiță de proiect. Da, zice, pentru că îi înțeleg lui, lui Goga eternitatea, îi înțeleg idealul. Jertva, nu? Din nou, jertva, idealul românesc, sentimentul românesc al ființei, nu? <coughs> Și lucrează, brâncuș, la proiect, face macheta. Bucăți de stâncă, de acolo, de sub piatra Craiului, din zonă, care să simbolizeze, prin asamblare, o fântână pe o lespede imensă. Focul etern. Și apa vie, apa vie de la fântâna lui Iacov, nu? Da. De ce mergea Mântuitorul la fântâna lui Iacov? Căutarea apei vii. Cu proiectul acesta se întâlnește cu Veturia Goga, îi prezintă proiectul și îi se pare Veturiei foarte abstract. Da. <laughs> și spune să nu se supere, trebuie să se gândească. Să-i dea un timp de gândire ca să hotărască dacă va rămâne proiectul sau nu. Brâncuș vrea să înceapă mausoleu, opera și sculptura. Veturia renunță pentru că n-a înțeles e, mesajul și începe e, doamna Veturia și face ea mausoleu. A lucrat 20 de ani la vitralul acela, mausoleu. Dar, a amânat prea mult și s-a pierdut un lucru sublim ca mormântul lui Goga, mausoleul de la Ciucea, să fie făcut de brâncuși. Deci să nu amânăm, nu? Când vrem să punem în scenă un spectacol, să-l punem, dacă avem pe hârtie cu creonul la lui Eminescu notat că acum e ideea, nu? Scriem o carte, nu? Acum, dacă avem ideea să nu amânăm, să nu amânăm, să nu amânăm, pentru că e în detrimentul culturii. Cultura trebuie îmbogățită tot timpul. Dar oare amânarea asta nu face parte, iartă-mă, dar. Tot într-o lentoare, din lene spirituală. Ci militura românească neaușă și spune ce? Lască mâine, poi mâine. Da. La, să treacă. Da. Adică se tot amână, se tot amână. Până, nu, se pierde, până se pierde. Până da. se pierde. Cristal, nu, oare se pierde nu, nu pierde facem un mare păcat cu noi înșine? Așa este. Așa Și așa pentru este noi Pentru înșine. că noi trebuie să ne, să ne afirmăm, să ne definim, să ne întâlnim cu noi înșine, tocmai prin creație, pentru că ce, uh, ce îți spuneam eu de uh, dezamăgirea mea și, și și suferința mea la începutul uh, uh, discuției noastre uh, este efectul. Ăsta îl vedem, ăsta îl, îl simțim. Cauza e, sunt cauze, nu e una singură. Sunt, sunt cauze. Multe, sunt cauze multe care vin și nu știu cum se regăsesc, colaborează. Sunt partenere tocmai în a distruge. Da. Oare, de da. ce nu s-ar putea? Pentru că sunt oameni, cum am spus, sunt oameni de o calitate da. extraordinară. Sunt oameni cu atât de multă dragoste. Trebuie și să înțelegi. revenim la rânduială, la rost, la rostire, nu spunea Google, citesc din nou pentru că mă preocupă și citesc mult din opera lui. Am și scris nu demult despre Romulus Guga. Finalul la adio, Arizona, romanul lui Guga. Uh, pentru că trăiesc, sper, pentru că merg, cred, ca să nu-mi fie rușine niciodată de mine, mă rostesc. Rostirea. Rostirea aceasta, rostirea, rostul. Suntem în era vidului, nu? Da, Suntem în da, era da, vidului. Uh, marile narațiuni despre lume, despre viață, despre moarte cam dispar, ai spus foarte bine cu pseudo-disciplinele care vor să aibă rang de mari discipline ale culturii, vor să urce sus, nu? Dar înseamnă divertisment, înseamnă uh, lucruri prea mărunte, nu? Și în această eră a vidului sau în societatea nesigură Andrei Marga are o carte da. intitulată chiar așa, Societatea nesigură. Și ne spune filozoful, universitarul Clujului, sunt prea multe nesiguranțe în care suntem acum. Răsturnarea valorilor, cinism, sunt prea multe nesiguranțe. Cum am putea ieși din nesiguranțe prin ordine și prin creație. Deci tot cultura poate să ne scoată din mediocritate, să barbaria aceasta cotidiană să fie împinsă un pic mai încolo tot prin cultura. Am prin cultura și ordine, zice Ordine, ordine spunea cine ordine, acceptă ordinea, pentru că ordinea nu se mai, nu se mai Ordinea este nu. are limite, nu. are nu. limite nu. exact ca în cele nu. 10 porunci, Multă lume spune, de ce nu? Păi nu, adică cele 10 porunci sunt 10 indicații uh, care sunt imperative și care da. nu-mi dau voie. Nu-mi dau voie să mă dezvolt, să am da. libertate deplină. plină. Și aici, ordinea e e, are, are limite. Dar oare ce se întâmplă dacă nu are limite? Uite, trăim astăzi momente ale acestei neordini. Da. și ale libertinismului nu al, da. nu al libertății da. e, e, maladiile, sentimentele e, maladive nu? ale contemporaneității vin din dezordine pentru ordine nu, s-a luptat mult mințile mari ale da. transilvaniei, ale culturii pe care universitarul Mircea Zaciu profesorul meu mult îndrăgit, Mircea Zaciu îi numea bătrânii, dar la modul frumos, nu da, peorativ. Da, 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 marile da. minți, Școala Ardeleană, <coughs> Marele Mint. Adică înțelepții. A, că marele. De fapt asta min... e. Îi numea bătrânii. Pentru că spunea el, pe lângă forța intelectuală, experiența de viață, au o bucurie spirituală pură. Doamne ce frumos. Da, Mințele da. la cele analte, da, Nu, da. Sextil, pușcarul, Dimitrie Popovici aveau o frumusețe spirituală pură. Și spune Mircea Zaciu preocuparea lor, neliniștea lor era cine ne va continua drumul. Cine ne va continua drumul? Ce întrebare Dumnezeu? Cine le continuă lor drumul? Cine citește în marea Carte a conștiinței, nu de care vorbea Gârbiceanul, era Întâlnirea cu, cu studenții la Cluja Grăbicianu și întrebarea aceasta o punea și atunci. Acum o punem și acum, nu? Cine citește în Marea Carte a Conștiinței? Sau câți mai citesc în Marea Carte a Conștiinței? Pentru continuarea drumului. Să continuăm drumul. Oare nu cumva? Cel care spunea, și nu vreau să aibă dreptate de a da Dumnezeu să nu se împlinească faptul că s-a început cu, cu necitirea, nu mai citim, nu mai învățăm pentru că uh, toate cunoștințele, toți cei care gândesc, toate rezultatele sunt la un buton distanță și ne da. apar imediat, da? Oare nu continuarea spre distrugere ar fi ceea ce spunea înțeleptul neînțelegerea adică să neînțelegerea. nu da, da, să neînțelegerea. nu înțelegi de ce trăiești neînțelegerea da. citești și nu înțelegi vorbeai de da. foarte bine ai punctat cu analfabetismul uh, funcțional. Funcțional, da. să nu înțelegi să citești și să nu înțelegi a apărut o carte la editura paralela 45. Nu facem publicitate, este o editură pe care lumea o citează. Cum să citim o carte? E un ghid și m-am gândit de ce a fost nevoie să scrie ghidul acesta? Da, da, da. E nevoie de este, ghidul acesta. Este, Cum să citești o carte? Și concluzia e o carte serioasă. Un studiu, cercetare cu statistici, cu mulți interlocutori. Trebuie să o citești printr-o lectură inteligentă. Și mai departe, spune autorul, ce e lectura inteligentă? Lectura prin care înțelegi. Pentru că dacă nu înțelegi, nu mai are rost. Nu? Da. De ce? Nu mai poți intra în lumea aceea, în cartea aceea, nu o poți purta ca pe un ecou după tine și așa mai departe. Nu? Vor fi zilele Tesleanu, peste două zile, cred că joi încep la Bilbor. Cologvi naționale, Tesleanu. Între timp, în fiecare an, câte o ediție. Uneori de supraviețuire, cu participare confidențială, cu câteva intervenții, nu aveam opera lui Tesleanu, nu știam decât fragmentar. Între timp a apărut 2000 de pagini, toată opera lui Octavian Codru Tezleoan mare personalitate culturală, dacă ne gândim numai la Luceafărul de la 1902, la Astra Sibiului și așa mai departe, a apărut în trei volume masive, Spovedanii, și încă un volum în completare, patru volume pe care le scap din mână, un cercetător, care a stat în arhive ani de zile și a venit cu ediția aceasta integrală. Avem miile de pagini, două mii de pagini, toată opera lui Tățloanu. Joi, la Bilbor, nu se va vorbi despre ediția aceasta, pentru că organizatorii da? au pus altceva, un film documentar, o plimbare la biserica din sat, și nu, care este nu mai simplu fi, și mai ușor de încerat. Nu va fi prezentată această ediție cu toată opera lui Tăzlăvanu. Dacă vrei să vorbești despre Tăzlăvanu, trebuie să pornești de aici, de la opera, de la cunoaște opera. A fost prezentată la Biblioteca Astra din Sibiu cu succes și recent a luat premiul Academiei Române. Dar aici nu se va vorbi? Și aici este... Uh, uitată, uh, realizarea aceasta extraordinară. Ei, aici sunt eu trist că tu ai început și cu sentimentul acesta am speranță, nu? Da, și am eu speranță. Și am speranță. Cred în, în, în iubirea prin cultură, cultura ca speranță, atâta viață cât cultură, atâta cultură cât viață, dar sunt și trist și mă gândesc cum vom intra mâine în livezile Spiritului? Înspre soarele care nu apune. Cultura e al doilea soare, după unii. Uh, pierdem enorm, nu? Nu? Dacă nu, rămânem acolo. Dar în adevărul ei și în fundamentele ei și în aceste realizări, ce operă editorială să ieși cu această ediție, să ai premiul Academiei Române și să nu construiești zilele Teslăvanul la Bilbor în județul Harghita, pentru că acolo s-a născut cărturarul, nu? Să nu construiești totul pe această ediție. Și de ce? Pentru că nu-l înțelegi? Pentru că nu-l citești și nu înțelegi? Se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Ce piesă are Lucian Blaga? O, oh, Doamne, Doamne! Avram Iancu. Da. În anul Avram Iancu, niciun teatru n-a pus un repertoriu? Nu vorbesc neapărat de Teatrul Național din Târgu Mureș, are un repertoriu frumos, da. dar nu e Avram Iancu de Lucian Blaga, în anul Avramiancu 200 de ani de la nașterea eroului. Palentin, Și atunci Șafarileanu sunt puțin da, vezi, s -a s -a la, trist. s-a renunțat la, la uh, anul uh, Avramiancu. Se renunță la uh, anul Caragiale uh, uh, Imediat uh, apare uh, sigur că da uh, acum uh, Caragiale se renunță la, uh, la Eminescu. Uh, se renunță pentru că și sistemul, dar și foarte mulți dintre cei care se consideră a fi promotorii instruirii și a, a, a ideii de înălțare prin cultură, spun că e prea greu, că e prea sofisticat, că e prea filozofic, că e prea românesc, în definitiv. Dumnezeu, da. da vă dedic un poem. Da? Vă dedic un poem din vindecarea prin cuvânt. ninge, ninge încremenit, de parcă viacul acesta s-a oprit. Ninge, ninge în cuvânt, se încarcă cumpăna lumii cu o barbă de sfânt, ninge peste mila acestui pământ. Ning candele, ning izbăviri, zimbri albi adulmec în floriri, Ninge pe securi, ninge vlăguit, îmbălșămând ochiul chinuit, peste vindecare ninge. Peste rune de parcă un clopot a început să sune, ninge peste albul mormânt. Ninge frământ peste drumul surpat, ninge peste păcat, peste mâinile mele ca peste frunze prinse în zăbrele, ninge în fața ochilor, ninge departe, peste lumina ce ne cheamă în moarte, ninge răbduriu, ninge peste cruce, vecernia aceasta, unde se va duce? Ce minunat! Imaculat, pur, alb, sfințenie. Am spus la început că emisiunea asta va fi un eveniment și că prezența ta înnobilează această emisiune Mulțumesc. pentru că, pentru că, da, am avut ocazia să absorb și să primesc pastila aia de curaj și de încredere. Speranța aceea că Dumnezeu se va întoarce cu fața înspre noi, și că toate sentimentele pe care le-am expus la început sunt o încercare, peste care trebuie să trec cu credință, luminat, și cu acea trudă pe care trebuie să o aduc pentru că am primit talanții și n-am voie să îi las fără să rodească. Și îți mulțumesc. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri și urmați-le credința, nu? Da. Și îți mulțumesc, Valentin Marica, îți pentru mulțumesc și eu. această frumoasă... Îți mulțumesc și eu. Și e, cuvântul meu de apreciere pentru ceea ce faci în spațiul nostru cultural. Și aici, și la Ludu, și la Iernut. E, e dragul tău loc acolo Da. e leagă mă bucur că încă mai pot fi de folos și nu fac altceva decât rog pe bunul Dumnezeu să mă binecuvinteze pentru că așa cum spunea părintele Arsenie Boca Doamne binecuvântează-mă pentru că la rândul meu se pot binecuvânta și pe alții Frumos. îți mulțumesc din suflet încă o dată Dragii mei, aceasta a fost uh, emisiunea și la, până la următoarea emisiune, Rudimul ca vă spune cu toată dragostea, oameni buni, fiți binecuvântați, Doamne ajută!